Salve dudes și bun venit la un episod de Farming Simulator 19 pe Barbă Neagră. Suntem pe Almosta Farm, bineînțeles, și aici mai am încă câteva rânduri de recoltat. Deci mi-au mâncat zilele morcovii ăștia, fix cum am spus și mai înainte. Înainte să-i pun, practic, să-i plantez. Presupuneam eu că o să fie o durere în cur ca să îi recoltez. Este... Nu pot să zic că este ultima dată când mai plantez morcov, doar că categoric nu o voi mai face curând. Așa, mai avem de umplut ultima remorcă acolo pentru a mai duce la vânzare. Și în momentul ăsta trebuie să ne ocupăm un picuț cu unirea celor două terenuri pe care le vedeți voi în față, adică Istea, Dicolea și a. Da, încă mai am terenuri și da, încă le unesc, dar... Nu înainte să punem niște grâu, domnule. Îmi trebuiesc și mie niște paie pentru rația mixtă la văcuțe. Avem vaci, ia ca stau fără să producă mai nimic, practic, au decât apă, așa că trebuie să ne îngrijim de ele neapărat. Pe terenul 1 am terminat de strâns toate, tot fânul, era să zic toate paiele, deși vor veni paie în curând. Bun, cred că dacă las tractorul aici o să fie în regulă, pentru că... Cam pe aici cred eu că se va umple din nou, e deja la 25%. Aoleu! Bun, hai acum în tractorul care seamănă, adică în Ista, numit și Chiroveț. Ia să vedem, aici avem 50% fertilizator și decât o tonă, 161 semințe. Ok, hai să mai încărcăm un picuț. Stai așa, uite, acum vezi, ne lovim de o chestie pe care eu nu am făcut-o data trecută. Dacă vă mai amintiți voi, în episodul trecut eu am început decorațiile prin fermă, dar nu am pus și eu punctele de încărcat. Așa că le vom face acum și cred că le voi face pe aici. Da, cred că e o idee bună să le facem pe aici. O să îndepărtez copacii ăștia. Să le facem noi totuși în mijloc. Da, hai să le facem în mijloc. Mi se pare o idee foarte bună ca în giratorii să avem punctele de încărcat, pentru că când vii circular, practic, și te oprești doar la cea sau la cele, da, de la care tu vrei să iei ceva. Fie fertilizator, fie erbicid, fie semințe, fie lime. Deci avem de toate. Doar că o să trebuiască să eliminăm copacii ăștia. Eu am pus pur și simplu estetici, dar uite că i-am găsit și o întrebuințare giratorului ăstuia. Deci punem pe partea asta și cred că o să fie de ajuns. Nu cred că o să mai trebuiască să mai distrug și cealaltă copac. Vom vedea, dar așa presupun eu. Hai să-l punem pe ăsta un pic cu colea. Și acum dacă intrăm cu colea așa... Așa, unde erau? La miscelinies. Parcă... trebuie să pun 3... Mi pare să avem și fuel tank. Bun. O să-mi trebuiască, uite-le aici, astea sunt cele mai miștoace și cele mai ieftine pe care eu le am. Avem prima dată semințe și slavă cerului că o să ne trebuiască semințe. Și pe asta o să o punem. Uite, hai să o punem pe asta, uite, aici. Uite, să o punem așa. Ah, fuck it, hai să o punem așa, uite așa. Jap. Perfectos. O să iau eu după aia decorațiile astea pe aici pentru că mă încurcă. Avem fertilizator și pe ăsta îl vom pune în partea opusă. Adică acolo așa. Și un pic înăuntru, știi? În giratoriu. Jap! Așa. După care ne vom duce la garaj și eliminăm decorațiile astea. Uite că mă bucur că am găsit o soluție foarte practică la giratoriu și nu e doar așa ceva pur și simplu estetic. Ultimele ar fi... Da, se pare că sunt, deci le avem pe astea și avem și roțile astea. Cred că e în regulă atâta. Mai avem și altceva? Ia stai să vedem. Nu mai avem nimic. Avem copacul acolo pe care o să lăsăm și probabil mai punem noi ceva pe aici. Așa, eu am fertilizator lichid, semințe și fertilizator solid. Ia să vedem aici. Lichid și atâta. Așa, iar colea așa. Cred că și de lime ne-ar mai trebui nouă dacă nu avem aici. Ba, da, avem și lime. Avem de toate. Perfectos, let's go. Hai da, perfectos. Funny shit, man. Funny shit. Deci, ne trebuiește niște semințe. Hai să le luăm acum. Testez și giratoriu totodată. Aha, uite, vezi, și aici trebuie să mai pictez un picuț. De așa că nu-mi place treaba neterminată. Deci, aici băgăm prima dată pe pământ. Și facem un pic ăsta mai pe rotund, așa, o lecuș. Așa, toatele. Și de asemenea aici, că văd că ne-a repictat cu ce a vrut modul și mie nu-mi place. Uite așa, hai să o lăsăm așa. Gata, toatele, frumos acum, altă viață. Hai să deschidem trapele de sus. Gorgeous. Și să ne încărcăm, zic. Putem chiar să mergem tot așa în față, să ieșim prin hambarul ăsta pe care eu l-am plasat în față, așa că gorgeous, da, gorgeous. Ce am testat și
dezamăgit am fost că nu a funcționat, a fost treaba asta cu cisterna asta, rezervorul ăsta de motorină. N-am putut să mă încarc de la el. Și dacă ne uităm noi de aici, eu nu-mi dau seama, am impresia că nu e punct de coliziune prin jurul său. Adică eu nu am punct de aici pe coliziune, e pur și simplu estetic. Și eu amintesc o dată că nu e cam l-am folosit pe ăsta, dar probabil mă înșel. Cine știe, ori am avut altă variantă a modului ăstuia. Asta nu cred, dar în fine. Da, aveam impresia că ne încărcăm cu motorină de acolo, dar se pare că n-a fost să fie. Hai să ne încărcăm și de aici cu fertilizator. Așa, și stai puțin să vedem ce rezervor avem, pentru că dacă avem un rezervor fan... Nu vreau să zic fan, vreau să zic mișto. Că un rezervor fan, deci n-are cum să fie. Nu are cum să fie un rezervor distractiv. Uite, l-avem pe ăsta, gas station, la 5.000 doar. L-avem și pe ăsta, dar mi se pare un ansamblu cam mare să-l punem, adică mi se pare mai lunguț. Pe când ăsta cred că merge foarte bine și putem să-l punem oriunde. Unde putem să-l punem chiar aici în mijloc. Hai să vedem dacă suntem orientați cu fața. Bra, nu-mi dau seama, am impresia că ăsta are două fețe, gen. Așa? Ok, să sperăm că funcționește. Trebuie doar să pictez prin jurul lui. Da, o să trebuiască să dau un pic o specie, dar mai mult cu iarbă. Uite așa, facem brașul și mai micuț. Măcar pe circular să fie. Oh, da, merge, merge, boys, merge. Gorgeous! Se pare că da. Trebuie să ne încărcăm și cu motorină, punem trapa. Mamă, mamă, ce frumos! Mă, că am făcut pe aici un ansamblu, ia uite, de lucruri faine. Și, se încarcă? O, da! O să profit de timpul ăsta și hai să citim comentariul zilei care vine de la apt99ad1. Joci Farming Simulator ca un urs polar! Ok. O să mă uit pe Discovery să vedem cum naibii joacă un urs polar Farming Simulator. Asta e o chestie pe care nu am mai auzit-o până acum. Clar intră în categoria de nou. Opa! Am descoperit că mă deranjează copacul ăla micuțel acolo. Așa că îl voi îndepărta și pe el. Dar înainte să punem aici niște grăuleți. Bun, hai să alegem grâul. Să băgăm carrot, onion. Și onion trebuie să mai facem, dar tot e rădăcinoasă și mă oferesc de ea. Trebuie să facem, dar o facem și noi pe un teren mai micuț un pic, știi? Și un pont pentru voi, pentru că, na, l-am descoperit și eu un picuț mai târziu. Bălțile este normal dacă voi dați textura solului. E, cum e, mă, ground texture sau ceva de genul ăsta în setările jocului și o dați pe medium sau pe low, ei bine, nu o să mai aveți reflecții. Sau, da. Nu se mai reflectează soarele în baltă și va apărea ca fiind o baltă maro de nămol, nici de cum una de apă. Deci dacă dați pe high texturile, va apărea cum că băltoaca asta, într-adevăr, conține și apă, nu doar nămol. Asta am descoperit-o și eu. N-aveam idee de treaba asta. Bun, mamă, ce drifturi facem pe aici, aici nu e bun. Hai să-l punem din partea asta. Aici nu mai lucrăm cu core spray-ul, pentru că nu mai e nevoie. Punem pur și simplu la semănat. Așa, dicole așa. Cu siguranță o să avem din nou probleme cu roca vieții de acolo. Da, asta este. Dacă se blochează în ea, venim și o deblocăm. Îi dăm cu hășuleanu. Așa, angajatorul a venit aici. Îl plătim pe bobiță ăsta să ne facă treabă cu grăulețul. Perfecto. Și ar trebui să avem, din moment ce avem deja plantată niște iarbă și acum și dăm cu discul totodată, iarba asta ar trebui să intre în sol și să se pună ca fiind fertilizat odată. Deci faptul că semănătoarea mea și fertilizează e degeaba acum, în momentul ăsta. De obicei e bine, dar nu când ai deja dinainte o altă cultură. Așa, putem să vedem aici că e fertilizat. Oh, se pune de două ori fertilizat. Ce mișto, dar cum se poate așa ceva? Deci fii atent, din cauza că avem iarbă, terenul e deja fertilizat odată. Ce fucking tare. Și fiindcă acum am mai fertilizat odată, gata, s-a pus de două ori fertilizat. Deci eu nu mai trebuie să mai fertilizez niciodată după ce recolta a crescut. Oh, viați, viați, ia uite. Putem vedea în dreapta jos. Fertilized 100%. Bă, nici că se putea mai bine. Hai să descărcăm combina pentru a mia oară virar mama e de combina. Of, mi-a mâncat zilele combina asta. Aș fi vrut să zic terenul, dar nu e terenul de vine. E vorba de combine care are o lățime foarte, foarte mică. Morcovii în momentul de față eu îi duc în stocare, da?
la noi în silos și avem 284 de tone. Bă, destul de bine. Și hai să vedem unde se vinde cel mai bine. Se pare că cam niciunde. Ar trebui să avem un preț de minim 1500. Așa că o să mai aștept ca unul din astea două să crească. Probabil port sales o să crească la 1500. Sper că dacă nu, ne cam luăm ții apă. Și nu prea se merită. Din păcate, da, mi se pare prețul mult prea mic pentru a vinde la el acum ceva. Așa că o să stăm și mergem să descărcăm la noi. De asemenea, eu am mai fost un picuț inteligent și, bineînțeles că am făcut o mare parte din recolta asta offline. Și ca să-mi ușurez un picuț viața, am făcut o nouă rută cu cosplay-ul și o vom folosi la descărcat. Deci, stau aici cu tractorul, descarc combina într-o remorcă, în a doua și în a treia, după ce s-a umplut trenulețul meu cu morcovi, firar mama lor n-ai vidă morcov, poate am mai zis cartofi din când în când, asta din cauza că m-am zăpăcit de la morcovi ăștia. Așa, deschidem frumușel ăsta, cosplay și l-avem setat să descarce la silos. Uite, avem și aici dus morcov la sizlo, ca așa știu eu să scriu mai nou. Se duce descarcă, după care se oprește tot aici și eu vin după aia și doar descarc combina. Nu trebuie să mai fac eu drum până în fermă să descarc cele 3 remorci. O să vă arăt când ajungem în fermă cum funcționează toată treaba și cât de bine l-am făcut practic. Combina merge singură, ăsta descarcă singurelus, perfect, Hintrex. Musai, Hintrex. Așa, pe ăsta trebuie să-l mai aduc la cele două terenuri. Dacă nu știți ce plan am eu acum, este vorba despre 65 și 63 pe care eu trebuie să le unesc. Avem aici o fâșie mică de copaci ce trebuiesc eliminați, dar nu înainte să le eliminăm și pe ăsta micul de aici care mă deranjește, mă deranjește. Așa, toate le frumos. Frumii. Bun, facem stânga împrejur și let's go. Let's go, let's go. Am mai băgat și niște moduri cu niște copaci, așa că o să facem o livadă în curând, după ce luăm și noi niște bani așa mai frumoși de pe urma morcovilor, o să cumpărăm un teren. Acum să vedem, avem de unde alege, nu-i problemă. Și am niște copaci, opa, asta e să facem o stuia loc. Am niște copaci special de la Global Company, care nu au nevoie decât de apă și îngrășământ, bineînțeles, ca orice alt copac, și ne generează și nouă niște fructe. Nu știu dacă ne generează bani zilnici sau fructe lângă și după aia trebuie să le vindem noi. Vom vedea, studiem. Ideea e că am în plan niște livezi. Aia e treaba. Bun. Așa, a ajuns să stai aici? Ajunge acum. Asta vreau să vă arăt. Putem vedea cursul, uite aici. Și acum se pune să descarce. Și descarcă fiecare remorcă. Nici eu nu știam că poate să facă curs pe o chestie asta. Fiecare remorcă în parte. Ceea ce mi s-a părut absolut gorgeous. Așa, hai să lăsăm și să ne ducem la treaba noastră. Și descărcarea aia, apropo, durește o grămadă. O grămadă, nu vrei să o faci manual. În niciun caz nu vrei să o faci manual. Așa, tatile, bun. Hai să mergem în față. Să procedem. Mamă, ce s-a murdărit și ăsta. Jesus. Trexul ăsta l-am închiriat, dar l-am de atâta timp închiriat. E de foarte mult timp, ok? De like, mult, mult de tot. Dar chiar mă, ia să vedem noi ce utilaje mai am închiriate, pentru că a trecut atât de mult timp de când m-am uitat în meniu și sincer nu mai știu ce mai am pe aici. Garaj, list items. Deci le avem pe astea de la Hormer pentru recolta de morcovi. Avem fendul tot pentru recolta de morcovi, pentru că îi cărăm. Trexul de care vă spuneam. O remorcă de asta, pentru că două le-am cumpărat, decât a treia este închiriată. Remorca de lime. Pe asta trebuie să scăpăm. O avem și pe asta care... Ok, mamă. Deci avem câteva de care trebuie neapărat să scăpăm. În regulă. Trebuie să le facem veacu. Am remorci pe care le foloseam la lime, pe care acum nu le mai folosesc pentru că am terminat de lăimuit. Am remorcă pe care o foloseam la încărcatul de fân, pe care acum nu o mai folosesc din cauza că am terminat. Și dacă sunteți curioși, hai să vă arăt cât fân am strâns de pe terenul 1. Deci doar de pe terenul 1, da? Avem 1.260.842 de kilograme, bă! Deci, clar, cu fânul v-am pupat, deci nu mai avem probleme. Like, mult nu mai avem probleme. Ce să mai? Helper D has a full grain tank. God damn it. Ok. Așteptăm să vină al nostru tractor să descărcăm, pentru că în momentul de față am impresia că e tot prin bază, nu? Uite aici. Încă descarcă, cred că e la ultima remorcă sau ceva. Normal n-a trebuit să se blocheze. Așa, unde era, mă, terenul ăla? Deși tot în față colea.
Este vorba despre ăsta. Ok, deci 57. 60 și... Da, și... 65 și 63. De multe ori uit cât de mare e harta asta. Este absolut imensă harta asta. Așa, mamă, și terenul ăsta, să vedeți voi că sunt foarte, foarte mari. Nu știu exact ce o să pun pe ele, doar că ce am eu acum, în materie de terenuri, nu mai trebuie, gata. Deci ce am, e de ajuns, e mult mai mult decât pot eu să duc. Așa, pe 61 se pare că avem ceva, nu știu, grâu, ori ceva, dar e cultura stricată, că a crescut deja iarba. Așa, combinat tot așteaptă, ce să mai... Mă gândisem la un moment dat să iau două combine, dar cum am spus și în episodul trecut, ar fi trebuit să iau dintre mai trenul de remorci și ar fi fost foarte nasol. Like, foarte, foarte nasol, că nu se descarcă chiar foarte ușor la noi în siloz. So that sucks. Așa, pe partea asta nu avem niciun copac, am scăpat de ei, mai avem câțiva pe aici. Și aici aveam copaci pe două rânduri, adică pe dreapta și pe stânga a drumului. Și pe o parte, pe un șpalier am îndepărtat copacii, mai avem decât pe cealaltă parte. Nu durește mult, dar este o muncă pe care trebuie să o facem dacă într-adevăr vrem să ne mărim terenurile și să avem și noi un profit după aia foarte frumos și să nu mai stăm să mutăm utilajele de pe un teren pe altul. Asta te omoară după aia la timp. Așa, tatele. Plus de alta, sprayerul întotdeauna se va bloca în copacii de pe margine. Oricum, sunt recunoscător celui care a făcut harta că nu a pus garduri, pentru că dacă ar fi pus garduri, ne-ar fi fost mult mai greu să unim terenurile și poate în anumite cazuri, dacă gardurile chiar ar fi fost dărea de neîndepărtat, ar fi fost imposibil să unim terenurile. Claros. E, la tipul ăsta de copaci, din câte am descoperit eu, se cam stă. Se cam stă, trebuie să-i bibilești, trebuie să urci cu chestia asta în sus, după aia trebuie să vii la rădăcină, e moarte cu ăștia. Gata. Am și atât, și suntem aproape la jumătate. Aici avem un dâmb foarte mare, like, amazing de mare. Și o să ne trebuiască că ai putere ca lumea. Dar ea ca chirovețul meu duce, acum depinde de combină. La combină mai avem un picuț de lucrat. Încă nu avem idealul. De asta zic, mai avem un picuț de lucrat. Nu avem, suntem undeva de la medium spre sus un pic la fermă, la nivelul utilajelor. Mai avem și de înlocuit tractoarele și așa mai departe. Sunt curios dacă trestia asta, după ce va fi discuită, va intra în pământ și se va pune ca și fertilizator. Pentru că dacă o să fie așa, o să fie gorgeous. Gorgeous, gorgeous. Aici cu tine, domnul. O, ce umbră ține trestia asta. Și mai avem 3 copaci. Eu după ce repede am făcut treaba. Și tractorul meu a ajuns? Se pare că da, ia uite-l. Acilișa. Gorgeous, trebuie să mai descărcăm, nu de alta. Morcovi, morcovi, morcovi. Toată ziua numai morcovi. Deci vă spun, de 4 episoade încoace, ia ca mi-au mâncat zilele morcovii ăștia. Nu știu ce să pun de acum încolo, dar sincer prefer și grâu și orz, orice, numai morcov nu. Alai, tatele, bun. Mă, mai avem ceva prin zonă pe aici. Cred că o să mai țin trexul pentru a îndepărta și copacii din zona asta, de la final. Pentru că terenul fiind pe lungime, după ce eu o să le unesc, o să fac așa, pam, 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 pam. Și practic o să mergem în sus. Iar aici când facem întoarcerea, cam orice tractor o să se lovească de copaci ăștia și o să trebuiască să se îndepărteze și pe ăștia. Dar nu mai facem asta acum. Hai să descărcăm un pic cu combina. Zic un pic pentru că ea, bineînțeles, imediat se va umple din nou. Așa, și o să iau și un plug. Evidentos. La plus, o să luăm unul destul de mare pentru că ne permitem. Nu, nu o să-l iau pe ăsta de 24 de metri, deși mă atrage. Ia uite ce avem aici, de 20 de metri chiar. Nice, nice. Avem de 16 și avem de 12. Hai să luăm de 16 și dăm un lis. Așa. Stricam un picuț cultura. Numai, numai, poate nu se mai încarcă combina asta atât de repede. Așa, tatile. Trebuie să fac eu o rută cu corpul. Eu vreau să fac chestia asta de ceva vreme și anume să facem o rută specială pentru a descărca combina. Nu asta, ci combina, case-ul pe care noi o avem. Eu o să pun fie soia, fie canola, vedem noi ce plantăm pe viitor, dar vreau să descarce automat și pe aici prin zona o să trebuiască să găsim o locație și cel mai probabil o să apelăm la zona asta dreaptă, special creată pentru a-ți plasa lucruri. Nu este chiar atât de aproape de terenul meu de aici din sud,
într-adevăr nu este foarte aproape, sau uite, ne putem duce aici și avem drum drept. Din nou o locație specială, dreaptă, pentru a-ți plasa fabricuțe sau o fermă, dacă vrei tu, da? Deci ori în asta, ori în asta, nu știu exact. Mi se pare că distanța, cred că de aici e mai mică. Și să punem în corespre, să descarce singur și să ducă la unul din siloturi, știi? Dar să nu se mai ducă până în fermă, pentru că ferma e un pic mai departe și intrările sunt ciudate și chestii și... Iar silozul pe care noi îl avem în fermă nu este cel mai ideal atunci când vrei să descarci. Vreau un siloz cu o zonă mare de descărcare ca să pot să vin eu frumos, să trec, să, știi, corespreu să n-aibă niciun fel de stresuleanu. Hai să mutăm un pic mai în față atunci când vine combinat să nu dea în ultima remorcă. Haide, barosane. Ala a fost perfectos. Și acum o să ne trebuiască un tractor. Am eu un tractor disponibil pe aici. Am Dacia. Șchirovețul ăla avem acolo. Avem unul aici. Doar că ăsta nu are cai necesari. Aici este o problemă. Dar uite, putem să venim cu sintracul. De ce nu? Hai să venim cu sintracul. Ce să mai... Aici nu voi mai planta momentan iarbă, deși ăsta va fi terenul doar cu iarbă. Când vrem iarbă, plantăm aici. Asta e ideea, doar că acum lucrăm cu grâu și în funcție de câte paie luăm, vedem dacă mai plantăm după aia grâu sau nu. O să duc atașamentele astea în fermă și luăm doar sintracul. Ăsta are de ajuns de mult sky putere încât să se descurce cu plugul, așa că n-ar trebui să avem niciun stres, dar vreau să spăl înainte pentru că e mizerabil, mizerabil. O să spăl și atașamentele, evident. Oricum, a tăiat ăsta la iarbă de... I-a ajuns toată viața. Așa, tatăle. O, ce frumos acum. Putem să o luăm pe aici frumușel, prin garaj. Gorgeous, da, gorgeous, nu glumă. Altă viață. Și atașamentele astea. Trebuie să le luăm de aici. Opa. Dacă avem aici Lamborghini Nitro. Pleacă de aici. Ăsta l-am folosit ultima dată la spălătorie. Hopa. Se pare că trebuie și reparat. Vedeți chestiile astea unde lipsește un pic de vopsea? Fii atent. GS... Set F OV 20. Ete, vezi? Fix la țeava asta de eșapament, cum se ia așa vopseaua. E bine, asta e din cauza că nu e reparat. Dacă nu începem în magazin, la garaj de fapt, nu magazin, la owned items și îl reparăm. Hai să-l și găsim. Uite la aici. Oh! Nu merge reparat? De cât ăsta merge reparat? Păi și ăsta micu? Asta micul nu putem repara încă, probabil nu are de ajuns de multă vechime. Ok, asta ar trebui reparat ca să putem să-l vedem și noi după aia cu toată vopseaua pe el. Ok, nu mai știu să nu meargă reparat, asta e dubios. Cred că ar trebui să ne băgăm un garaj și pe aici. Cred că dacă îl duc la garaj ar merge reparat. În fine, hai să-l parcăm pe aici pe undeva. Uite, colea, cred că e locul perfect pentru el. Uite aici. Gorgeous! Și acum hai să spălăm sintraco! Așa, tătelele. Mamă, mamă, numai pământ! Ce-i pe mine aici? Pot să... scuzați, scuzați, scuzați. Gata. Hai să-i dăm aici o spălătură. O să mă urc în el pentru că după aia o să și plecăm. Așa, tătele, altă viață. Altă viețucă. Bun, combina aia, să vedem, s-a oprit deja. Nu, încă merge, uimitor. Wow, ok. Se pare că mai am vreo două sau trei treceri. Oh, de-abia aștept să văd terenul ăla gol și să nu mai am morcov pe el. Știi, aș planta acum ceva și aș întrerupe recolta. Doar că sunt și un pic hapsân, adică trebuie să recunosc că cantitatea aia de morcovi o să-mi aducă foarte mulți bănișori, știi, adică și am nevoie de ei. De-aia nu renunț la recolta de morcov rămasă. Așa, o avem pe aia din spate? O avem. Punem aici și pe asta din față o punem în garajul 2. Perfectus. Gorgeous, hai la magazin acum. Cu domnul Sintrac, pe care nu l-am mai pus până acum la treabă. O greutate ceva? Nu cred că mai am eu greutăți pe aici. Uite acolo una. Am văzut, avem un plug destul de mare, știi, și chiar dacă sintracul are cai putere, ce nu are e stabilitate, nu are greutate. Și neavând-o pe asta, na, uneori nu are nici direcție. What? Ah, ok, trebuie îndreptat asta, stai așa. Invers, uite,
Așa. Ok, hai să vedem dacă merge acum. N-are de ce să nu meargă. Ok, a dat-o o lecușă peste cap. Let's go la magazin. Și se pare că a noastră combina de morcov s-a și umplut 100%. E, asta este. Să mai aștepte și ea o lecușă. Bun, cred că dacă o luăm direct în față nu avem niciun fel de stres. Oh, da, nu-i problemă, nu-i problemă. Ce mai avem? Ia să vedem semănătoarea 59 și fertilizator 81. Gorgeous și la 3 sferturi mi se pare pe terenul 1 completat. Exact 3 sferturi, mai avem decât un sfertul anul aici. Și celălalt, trebuie să iau Lamborghini-ul ăla de acolo. Trebuie să-l mutăm, l-am uitat pe acolo, nu știu exact ce duce. De ce am eu viteză maximă la 103? 10 km. Bă, înseamnă că așa a rămas setat de la Corspray pe când tăia iarba. Bun, magazinul e colea. Din nou, nu se supără vecinul pentru că el tocmai ce a recoltat, deci nu îi stricăm din cultură. We are good. Prindem bariera? Aoleu! Cât pe ce? Cât pe ce? Oh, mai avem și aici paie pe care trebuie să le luăm! Holy shit! Dar unde e plugul? Bra! Unde e plugul? Nu l-am luat? Că eu țin minte că l-am luat. Like, stai așa să vedem, ne apare închirea pe undeva? Nu ne apare. Come on, man! N-am luat eu plugul, că l-am luat. 121.18, pe ăsta l-am luat, că ăsta îmi place. 16 metri, costă și puțin. Can pick up, gata, acum mă apare cum că... Ah, înseamnă că i-am dat eu cumva și probabil nu am confirmat închirierea lui. Cine știe? În fine, hai că l-am luat acum. Din nou, plugul ăsta nu este cel mai ideal pentru a uni terenuri, dar atâta timp cât poți să pictezi după aia cu iarbă pe lângă, e foarte ușor. Țin minte și acum cum în Farming Simulator 17 nu aveam opțiunea asta cu a picta cu iarbă. Și ce făceam era să vin după aia cu semănătoarea și să fac marginea terenului din nou. Deci dădeam cu plugul, știi așa, cum nimeream. Și după aia frumușel corectam marginile cu semănătoarea, cu GPS-ul, că trebuia neapărat să fiu drept, știi, și frumos așa. Ah, ce vremuri, ce vremuri, era foarte dificil. Foarte, foarte dificil. Cred că ar fi o idee bună să se reintroducă ideea asta, și anume să ne scoată posibilitatea de a picta cu iarbă, pentru că de multe ori o folosim pe asta, mi se pare, prea des. Și foarte multe experiențe faine în jocul ăsta s-au născut din dificultate. Că a trebuit să facem niște lucruri și erau foarte dificile de a fi făcute, știi, și trebuia să gândim creativ. Iar acum, na, doar pictăm și cam aia a fost. Așa, deci nu avem treabă cu porțiunea asta. Mamă, cu spațiu avem pe aici pe margine. Holy shit! Ăsta o să fie, cred că, unul din terenurile mele preferate, cu excepția dealului ăstuia, care e fix în mijlocul lui. Așa, noi trebuie să dăm cu plugul prin margine. Uite că ăla așa. Și după aia, bineînțeles, că o să dau cu plugul pe ambele. Ia să vedem dacă e și nevoie. Se pare că nu îmi zice că e nevoie, că ne-ar fi apărut aici. E interesant atunci. E interesant. Hai să deschidem plugul al mare. Și să încercăm să ne poziționăm. Am mai primit comentarii de la voi atunci când unesc eu terenurile. Mihai folosește un GPS. Nu. Faptul că poți să pictezi după aia cu iarbă e foarte, foarte relaxant mental. Așa că dau cu plugul și mai inegal. Nu e chiar neapărat o problemă. Și pe refac cu pictura de iarbă. Da, aia. Am alternativă și dacă n-aș fi avut alternativă, da. Așa, da. Bun, dăm pe Y și punem jos. Și acum facem terenul. Cred că îl fac perfect fără să vreau. O, da. L-am unit perfect. Uitați-vă și voi la linia aia. Bra! L-am unit perfect fără să vreau. Drumul e prea lat pentru plugul meu. Un plug un picuț mai mare ar fi fost gorgeous. Bă, are, s-a intrat cu probleme un picuț de a trage. Da, da. Îmi trage foarte, foarte ușor. E și la deal, într-adevăr, cu un plug. E în regulă, dar oricum mă bucur că am pus greutatea pe față, pentru că ea apasă roțile din față și ăsta are tracțiune integrală. Așa că îl ajută, îl ajută o leacă. Ok, ok. E foarte, foarte OP Sintracul ăsta, dacă stai să te gândești un picuț. Bun, stai să dăm așa cu frână. E, acum, acum că trebuie să-l opresc fix la fix. Da, așa, nu-mi dau seama. Nu, no, nu, no, în partea asta trebuie să nu uităm fie de.
La perfecție, uitați-vă la linia aia. Uitați-vă numai un pic la linia aia. Dude, ce-i cu mine astăzi? Ce-i cu mine astăzi de trag liniile astea așa frumoase? Ce, mai merge în spate? Hai, bro. Wow, are chiar foarte, foarte grea accelerarea. Mă rog, accelerația, na. Ok, mamă, dar m-am impresionat pe mine. Jesus! Frumii de frumii! Ia să vedem zona asta. Da, zona asta apare cum că ar trebui dată cu lime, doar că nu o să vin să dau cu lime doar pe porțiunea aia, că mi se pare foarte micuțică. Dar, acum mi-am amintit că trebuie neapărat să scăpăm de remorca pe care am folosit-o la fân și de remorca pentru lime. Trebuie neapărat să mă duc la remorca pentru lime și să văd dacă mai are lime în ea ca să-l dau jos. Asta este toată treaba, că nu vreau după aia să mai cumpăr lime din moment ce eu deja am avut. Așa, bun, l-am pus jos. Venim iară, mă încadrez cât de drept pot eu. Și facem același lucru, ne oprim tot așa. Sper. Sper, pentru că am făcut la perfecție până acum. Ar fi păcat. Ar fi păcat dacă aș intra mai mult cu arătura decât ar trebui, pentru că pe aia trebuie să vin să pictez cu iarbă. Așa, acum e marea cu sarea, fii atent. Jesui concentre. Ia să vedem aici. No, mai intrăm o dată. Gata. No, mai trebuie o dată. Ah, mi-e frică acum. Ezit. Gata. Gata, m-am făcut-o! Aaaa, ce tare! Ce tare, bă, băiatule! Gata, mă, uite, e la linie! La riglă, bă, băiatule! Dar cum se poate așa ceva? Bun, hai să returnăm al nostru plug. Jap and jap. Perfectos! Și acum suntem pregătiți pentru... What? E blocat de un obiect. Înseamnă că de Lamborghini. De cel mare e blocat acum. Trebuie să-l parcăm și pe ăsta lângă. Așa, hai să vedem. Cine pe cine blochează? Da, exact cum spuneam, chirovețul este blocat de Lambo. Oh, e la întoarcere chiar. Ok, bine. Mai avem, se pare, și niște fân aici. Uite, mai putem și aduna un picuț de pe drum. Nu că n-am avea destul fân, știi? 1.200.000 kg. Așa, bun, hai să oprim, ridicăm trapa. Mergem să-l descărcăm și pe ăsta, după care Lamborghini-ul l-a spălat și remorca l-a înapoiat. Că ne-a ajuns, gata, mi-a ieșit prin piele și cu fânul ăsta. Dar acum mă bucur că am avut răbdarea de a-l face. Și acum fânul practic nu o să mai reprezinte pentru noi o necesitate. Cred că 30 de episoade de acum încolo avem o grămadă. La fel vreau să fac și cu paiele. Vreau tot așa să facem probabil de două ori grâu, să obținem o recoltă mare, paie multe, pentru că paiele, spre deosebire de fân, o să ne trebuiască în cantitate mai mare. Paiele trebuiesc puse și ca pătură, știi, pentru animale, pe jos, ca să fie moale, ca să se îmbibe balega cu paiele și așa mai departe. Și de asemenea ne trebuie și pentru rație mixtă, deci ne trebuie de două ori. Dacă luăm și cai, o să ne mai trebuiască și acolo. Mai știu dacă ne trebuie. Ne trebuiesc paie la cai? Sau ne trebuiesc decât ne trebuiește, nu, iarbă doar ne trebuie la cai. Parscă, dar ne mai trebuie paie, tot așa, pătură și mâncare la porci. Bun, hai să descărcăm aici. Let's go, de-abia aștept să facem a doua fermă în sud acolo, în locurile a două pe care vi le-am arătat mai devreme. Cred că o să fie super fain și să construim cu Corsplay-ul niște rute, astfel încât să n-avem treabă să recolteze singure. Aia vreau eu să facem. Bun. Am terminat lucru cu remorca asta. Mergem să spălăm Lambo-ul. Cred că dacă dau de aici și ne mișcăm foarte rapid, putem să o și înapoiem direct. Jap and jap. Dar înainte să-l spălăm, hai să vedem dacă avem ceva în remorca. Unde era remorca aia? Nu mai știu unde am pus-o. Unde am pus eu remorca cu... Stai așa că m-am vârpe pe aici ca un nebun. Unde e remorca mea cu lime? Eu pe aia vreau să văd. Era prin jur pe undeva. Am pus eu...
Ai, abia acolo. E, în cazul ăsta, hai să mergem să spălăm lambou și mergem după aia cu el. E în hambar, în garajul, de lângă terenul ăla lung. Așa o să-i zic, lui, terenul ăla lung. Bun. Hai să-i dăm aici o spălătoră. Jap în jap. Și atât de. Perfectos. Bun. Ia să vedem acum câte tone de morcoveală avem. Avem 400. Wow! Holy shit, man! 400 de tone. Ok. Dacă facem un calcul rapid și vindem la 1500 per tonă, asta înseamnă că o să luăm 600.000 pe doar ce avem acum. Da, credeți-mă că o să ni se mai strângă niște cartofi. Asta înseamnă că din cartofi... Din cartofi. Scuze. Morcovi, era mama lor, că m-au nebunit. Deci, luăm pe morcovii pe care avem acum 600.000, da? Deci o să luăm vreo 800 probabil sau 900, poate chiar milionul după ce o să terminăm de tot recolta. Chestia e că nu se merită, fraților, mai bine pui un hemp, mai bine pui niște cafea. Bine, și după cafea tragi de tăia naiba, dar totuși mi se pare că după cafea ai avea un profit dublu decât profitul la morcovi. Chiar nu se merită. Așa, cred că tot în față e asta. Da. Economia la mine e pe normală, parcă, da? Exact. Dificultatea economiei pe normală. Poate dacă joci pe easy, se merită. Da. Dar oricum, mereu m-am ferit de rădăcinoase și ăsta este un motiv pentru care o să facem mai multe rădăcinoase în seria asta. Pentru că ia că avem ceapă, care și ia o altă rădăcinoasă, tocmai din cauza că nu am mai făcut de mult, de mult. Dar clar nu o să mai fiu nebun să pun pe terenul ăsta mare. Nope. O să punem probabil pe terenul 1. Acolo sună mult mai făcubil. Dar clar nu mai pune pe ăsta. Unde avem noi aia? Stai așa să văd. Direct în față. Gata, am și văzut-o. Ce nasol că avem lime-ul aici pentru că... Dar dacă l-avem aici, am putea să mergem să facem fâșii asta. Dap. Stai să vedem dacă avem ceva în ea. Dacă avem, ar fi gorgeous. Se pare că avem. Păi și noi o consumim, mă, pe toată, făcând fâșia dintre cele două terenuri, 65 și 63, și așa, poate, terminăm noi tot lime-ul, că nu mai avem decât 10 tone. Decât 10 tone. A? Bă, nici ori avem, într-adevăr, nu avem dăștia în care să ne lăfăim, mai ales că eu acum strâng bani pentru un nou tractor. Chiar vreau să iau fendul ăla, care merge bine, bine de tot. Deci putem concluziona că ăștia 100.000 sunt așa și așa, știi? Nu-s cine știe ce e de bănișori. Așa tot. Mamă, cât avem de mers. Stai un pic, ăsta merge mai repede atâta. De ce nu merge? Are 63 și abia prinde 63. Vezi de ce îmi trebuie alt tractor? Wow, deci încărcat cu cât, mă, cu 10 tone și abia prinde. Nici acum n-avem 63. Impresiv, impresiv de impresiv. Bun, o să le facem upgrade noi și ăstora, că a sosit timpul, ne-am tot jucat cu Lamborghini-urile astea o perioadă. Cred că două drumuri facem, da, se pare că două drumuri se vrea. Mai ne rămâne o fâșiuță mică pe dreapta, dar n-are nică. Avem lime cât cuprinde, așa că nu-i problemă. Ok, ok, o facem și pe asta, ora 9 de dimineață, așa că avem toată ziua în față pentru a face progres. Gorgeous. Și după ce, de fapt, Chirovețul cred că deja a terminat, nu? Că nu mai văd în stânga sus la inspector. Yep. Chirovețul deja a terminat și noi o să mergem să mutăm Chirovețul pe terenurile astea proaspăt unite. Și după aia, nu știu ce să pun aici, asta sunt eu un pic sub semnul întrebării, dar probabil voi pune și aici tot grâu. Numai și numai ca să pot să obțin eu după aia o grămadă de paie. Atât. Ca un nebun ce sunt să obținem paie. Mă, m-am gândit. Și uite, mai rămânem cu vreo 8 tone aici. Mai mult sau mai puțin. Bun, perfect. Și aici o să ne apară. Gata, tatele, că am făcut și noi cu lime. Gorgeous! Hai să închidem trapa. Și dacă tot urmăresc că am face o bază nouă în zona asta, din față, aplatizată, mergem și lăsăm paleții cu lime, care o să ne iasă de aici. Sunt 7.800 tone. Asta înseamnă 4 paleți. Asta înseamnă 4 paleți, deci o să-i lăsăm aici. Și după aia o să ne mărim aici un pic. Cu niște silos, cu niște hambar, alea, da? Faci și noi frumos și alus. Uite, cred că le putem lăsa fix cu alea. Jap. Oba! Trebuie să deschidem. De ce nu se lasă? Aaa, nu merge, fii atent.
Damn it! God damn it! Aaa, ce dezamăgire! Mamă, și nu știu exact care dintre terenuri mai trebuie lăimuit în curând. Fua. Partea nasoală și pe care nu am preconizat-o eu până acum e că remorca asta este una de... E un manure spreader. Împrăștie îngrășământ de grajdi. Și eu am un mod care îmi permite să împrăștie și lime. Și se pare că ea nu funcționează cu modul ăsta, cum funcționează un spreader normal. Unde poți după aia să transformi lime-ul rămas în paleți. Aici ar mai merge. Aia. Nu pot nici să dau control Y ca să îmi descarce jos. Deci pe undeva, nu pot nici așa. Și să-l iau după aia cu cupa. Merge, nu merge. Nu merge. Aaa, trebuie să renunț la asta. God damn it! Oricum, trebuie să facem niște bănișori să ne cumpărăm și noi propriul nostru, propria noastră, de fapt, remorcă care împrăștie niște lime, pentru că am închiriat până acum de foarte multe ori. Mai am aici o remorcă, un fligel pe care o să-l returnez, mai am câțiva bușteni de vândut. Așa, remorca asta o să ne mai întrebească. Trex-ul o să-l mai folosesc un picuț la pădure pentru a face loc la FPS-ul. Așa, și cam gata. Deci ușor ne-am eliberat și la utilajele închiriate. Foarte frumos, domnule. Hai să lucem pe ăsta frumușel în ferma și noi o să ne luăm rămas bun aici și revenim mâine cu episoade noi de Farming Simulator. Și de asemenea, o să facem și un live, mi se pare, mâine. Nu știu sigur. Să vorbesc cu băieții, să vedem. Live cu fie Snow, fie The Hunter. Verificați tabul nostru acolo de community al canalului, pentru că acolo voi posta un poll unde vă voi întreba ce doriți să facem. Aici avem morcovi, dar eu nu sunt nebun să mai recoltez morcovi și pe terenul ăsta. Nu, mersi să nu mai văd morcovi în viața mea. Până data viitoare, v-am salutat! Pa, pa!